țara. Bine. Bună seara. Eu mi-am reluat locul aici când am fost în rolul lui Bordea. Locul tău. I-ai spus lui Bordea că am fost lider de piață fiecare seară. Nu, e, da, ai aflat, dar ce? Da, pentru că următoarea aflat, mi-a zis toată lumea. Pentru următoarea infectare a lui. Să nu-și facă cumva griji. Scufițul roșu, dar te-ai îmbrăcat tot scufița roșie. Da, păi, de data asta. Ne-am hotărât că trebuie roșu să mă ia acasă, că uite. Asta îi spuneam, că zic, măi, de fiecare dată arăți... Am venit și eu îmbrăcată, a femeie, dacă mă vede lumea pe la televizor cum apar în tot felul de roluri de astea, de zici că am 100 de ani și am mai lipsește Batista pe față, că în rest sunt moartă de 7 zile, o să creadă că așa de rău arăt. Dar nu, chiar mă simt foarte bine. Că actorii fac sacrificii, unii se îngrașă pentru un rol, alții se îngrașă. Alții, cine știe, unii chiar joacă teatru. Alții acceptă milioane de euro. Unii chiar se duc. Nu, că m-au rugat, zic, nu mai, nu vreau atât de mult. Nu, lasă, lăsați mai puțin. Lăsați, că vreau să mai vin, chiar să distrug antena. Da, da, vă, cât ți-a plăcut la umor? Te-ai întors. Îmi place și știi care e presiunea? Era foarte mare, pentru că e foarte greu să reeditezi succesul. Dacă mă întreb pe mine, dacă așa o părere personală, primul mai bun. Primul, da, primul, pentru că era făcut pe primul mine. Fabulos. Da, da, da. Fabulos. Aici era, și ăsta are foarte mare succes. Are, de, pe nu YouTube. Zic că ăsta nu e bun, dar chiar ridicat tacheta. Cred că invers, da, era, da, invers era bine. Aici e ceva, da, diferit, dacă îmi permiți, e, da, un personaj și e mai greu să facă un personaj roz decât să, da, facă Paula Chirilă. Am studiat foarte mult să o găsesc pe Ceaușeasca. Nu sunt, nu sunt filmări cu ea vorbind. Cumva am împrumutat de la el. Nu știu dacă ați văzut, e un moment în care am zis... Trebuie un pic să se vadă din chestia asta pe care avea el, că vorbea foarte săcadat, și cam asta e. În rest am conținut-o cumva. Da, așa e, cum zice Cătăina, ai simțit, este greu să faci un roast respectând identitatea unei anumite persoane decât să fii tu cu identitatea ta personală, nu? E mult mai greu, e mult mai greu că încerci să ții în frâu și personajul, să nu-l pierzi. Un pic, fiind un personaj extrem de odios, să-l faci să fie simpatic. Da. Măi, e un personaj care... Acum e personaj, înainte era doamna Codoi. Da. Era cabinetul 2. Corect. Și era odioasă. Toată lumea o ura, o detesta. Și a fost o povară destul de grea. Este mai ca și cum ar intra Hitler și ar încerca să fie amuzant și drăguț, așa, știi? Da, circulă filmulețele alea, știi? Circulă filmulețele alea cu secvența cu Hitler, pe care, mă rog, e titrată fel de fel. Sunt titrate fel de fel de glume. Da, 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 da. Și îl transformă așa. Da, corect. E greu, e greu. În schimb... Stelian și-a ales un personaj iubit de comedie. Și tu trebuie să respecti caracterul scufiței, nu? Sau nu? E doar o convenție. E doar o convenție. La mine a fost mult mai ușor decât la Paula, pentru că eu mă jucam cu un personaj iubit de copii, sau, mă rog, în filmele de rigoare. Nu e o chestiune de hate sau să urască acel personaj. Da, Doamne ferește, Doamne ferește. Un personaj din ăsta rău. Dacă făceam un lup, îți dau un exemplu, era... Nu era mai ofertant? Era pe amploa. Personajele rele, ba da, sunt mult mai ofertante decât personajele pozitive. Eu, de exemplu, în teatru aș urăsc, cred, sau nu cred că aș putea să fac un om frumos sau un om bun. Pentru că nu te ajută fața. Aici nu te ajută fața, adică n-am cum să fiu bun. Am început noi rău. Aici scufița mâncase lupul. Da, da, exact. Nici eu nu cred că aș putea să joc un personaj frumos. Nu iese. Adică... Și nu s-a inventat machiajul care să mă ajute. N-am cum. În momentul cum m-am încruntat sau că mă uit puțin urât, s-a dus... Dar în... Scuze-mă, eu m-am blocat puțin la imaginile astea. Deci eram obișnuit cu alea finală, cu scufițul și a apărut domnul... A apărut gangsta. În final ai abandonat scufițul, da, pentru că totuși sunt actor și am făcut un alt personaj. Prea fericitul, nu? Prea fericitul, patriarh Țițonie. Cum? Țițonie. Pentru că n-am cum să folosesc. Adică era cam aiurea să folosești numele patriarhului. A, bine, da, dacă îi dădeai niște bani, cred că ar fi acceptat. Da. Te duceai cu un plic acolo și ar fi acceptat. Da, bine, sau dacă bine, făceam fiule, o donație destul de consistentă la biserică, n-aveam ce treabă. Dar a fost o chestiune destul de grea pentru mine, sau am făcut-o destul de greu, mai ales că a trebuit să mă bărbierez după vreo 10-12 ani.
Mi-am dat ca să poată să-ți atașeze... Da, să-mi pun acea chestiune, flocărai... pardon... Da, te parte, da, trebuie să mă bărbieresc ca să am barbă mare. Da, da. Am stat două ore, noroc cu colegii de la machiaj, am stat două ore ca să-mi lipească pe față chestia aia. Nu știu cum pot exista unii oameni cu așa ceva pe față, dar... Mai ales acum, că ai văzut că e modă, toată lumea și-a lăsat fotbaliști celebri, adică deci e o nebunie. Eu dau un exemplu, dacă când mâncam sau beam ceva, măi, îmi intrau toate firele alea până... Am zis nu. Da, știi cum e. Tu ai fost trimis direct în finală, nu? Sau cum a fost? Am fost trimis în semifinală. Ah, în semifinală. Ah, ok. Acum va fi semifinala duminică. Când credeam că ai fost cu votul public. Nu mai știu, că sunt două criterii de a ajunge direct în prima finală. Prima dată e cu votul publicului și ajungi în semifinală, iar după aceea votul juraților și ajungi în finală. Și textul e tot un fel de roast? Textul este, în ghilimele de rigoare, parte din roast. Eu am mers în platou de la Ai Umor pentru a sfinți acel platou și a scoate dracii din showbiz. Cred că și la tine. De-aia mă gândeam, eu nu înțelegeam de ce e în platou un show păcătos. Știi că acolo filmam un show. Trebuia să vin. Ai venit cu 6 ani mai târziu. De când ne-am mutat noi de acolo. 6, 7, pentru 5, că dacă aș fi venit numai acolo, cred că trebuia să fac o slujbă de vreo săptămână. E adevărat. Și te-ar fi... Doar o asistentă? Te-ar fi extenuat mult. Exact. Doar. Și dacă venea și a doua. Cum îl vezi? Ce sfaturi ai dat? Cum să fie textul? Păi, important e ca el să fie foarte fresh, să fie pe flow, adică să nu se piardă, că odată ce simt rechinii sânge, acolo te atacă. Că am mai văzut... Înțeleg că a fost o fată chiar acum în seminar care a uitat, da, textul. Da, textul. Da, am văzut. Asta este nasol. Și, asta și felicitări e... că învățați textul. Adică eu nu cred că e destul de important. Tu nu ți le înveți? Ba da, și eu. Dar la roast, în America, de exemplu, oamenii citesc de pe foi. E permis, și aici am mai văzut cu texte. Dar, într-adevăr, bă, cu foaia citită, se pierde mult. Se pierde pentru că pierzi controlul. Odată ce îi controlezi, te uiți în ochii lor, dacă ai plecat, ai rupt legătura aia, n-ai cum. Nu, dar se pierde din autenticitate, adică omul simte că, bă, poate ți-ai scris-o tu, poate ți-a scris-o altcineva, rămâne doar jocul cumva. Știi? Textul este, ca de obicei, scris de mult minunatul și extra mega talentatul meu prieten, coleg, scenarist, Andreas Petrescu, Andreas, care l-a interpretat magistral, a avut un text fabulos la Eminescu. Am râs, eu cred că i-am făcut eu cel puțin 100 de vizualizări pe YouTube. M-am uitat la el pentru că este pur și simplu o lecție de roast. Andreas este singurul care s-a încumetat să mă imită pe mine la acea emisiune. La Anti-Talent. La Ai Talent, sau cum se numește? Anti-Talent. Anti-Talent, cu alu Dan Bidman. Și zicea, băi, e greu că nu prea... Pe emisiune. Da, este foarte greu. Singurul element care poate fi asta, cu râsul meu cu... Și mi-a zis, bă, n-ai ceva așa... Știu că nici ție nu ție se râsul tău. Deci asta, dă seama ce greu e pentru cineva. E greu, eu am făcut multe personaje. Din fericire, da, nu am multe... În carieră, cât am fost cu Divertis, Distractis, am jucat multe personaje, politice, istorice. E greu dacă omul respectiv n-are ceva care să... Dacă e banal. Dacă e banal. Dacă ca mine. N-are ceva care să fie... Și chiar l-am întrebat, zic, dar parcă e bine să ai ceva care să te identifici. Da. Uite, mi-a fost greu să o imit pe Elena Udrea. E o femeie frumoasă, dar nu greșește cu nimic, nici în vorbire, n-are niciun... Da, mi-a explicat atunci că sunt oameni extrem de cunoscuți sau, mă rog, bine ancorați în conștiința publicului, dar care nu au lucruri pe care, recognoșibile, pe care să le preiei și să le simtă ceilalți oameni. Păi gata, mă limită asta pe... E. Știi, ăsta e cu tine. Da, exact. Da. N-ai cum, da. Da. Probabil că e și provocarea. La unii e mai ușor, la alții mai greu sunt de imitat. Și atunci cu atât mai mult contează talentul. Dar e cu tot o altă, alt animal. Asta cu imitatul, cu impersonificarea, e cu tot o alt animal. Rostul e una. Bendeac e geniu. Bendeac le face Bendeac excelent. Bendeac e geniu. El poate să observe anumite trăsături la oameni. Ai emoții? Da. Am emoții pentru că am făcut un personaj. Vrei să câștigi? Nu. Sincer, eu vreau să-mi fac meseria. Am înțeles. Asta e frumos. Pentru că îți dau un exemplu. Am ajuns, mă rog, dincolo de faptul că norocul nostru e că existați și mai putem să venim să simțim această scenă. Chiar dacă e de sticlă și nu de... Chiar dacă e de sticlă, îmi contează, e aceeași chestiune. Am ajuns să torn lumânări, am ajuns să fac bile de baie pentru a exista.
Sincer, mi-am deschis un business de cadouri, tocmai pentru a trece prin această perioadă, pentru că majoritatea colegilor mei au intrat... Și ce ai zis, mamă, dacă prea fericitul faci atâția bani cu lumânări? Okay, fac și eu cu lumânări. Iau și eu cu lumânări. Și alea, începe cu lumânările alea, înțuguiate, nu știu ce, eu le torn, da, mă rog, eu le fac colorate, cu arome, am înțeles, cu altă de-astea. Da. Pentru că asta e, n-avem ce să facem. Pentru momente mai fericite, nu neapărat. Pentru momente mai fericite, nu pentru privechi, da. Și decât să intru în depresie și alte chestiuni, prefer să fac aceste lucruri. Foarte bine. Da. Important e să rămâi sănătos, știi? Și, exact. Și cu tonusul... așa, revenind la emoții, am emoții pentru că va urma un, o problemă a acestei țări care există, hate-ul. A, mă rog. Și da. Faptul că, ok, am crezut că spui că ai emoții pentru că finala va fi foarte, foarte strânsă, că sunt este strânsă mult pentru că sunt anumiți colegi de mei, actori sau neactori, mă rog, colegi participanți, care sunt buni. Și logic. Normal că am memorat. Baftă multă, o să trebuia să luăm... Uitați-vă duminică la iUmor. E adevărat.